Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum se face totul negru pe Windows Vom face negru browserul Google Chrome, vom face negru meniurile din Windows Vom face neagră bar asta de jos, bine, asta e neagră, dar putem să o facem și albă dacă vreți Vom face și aplicații și unele pagini din Chrome Haideți să începem, pentru că chestia asta cu culoarea mai închisă la ferestre Este folositoare atunci când folosim PC-ul noaptea, să nu ne mai deranjeze atât la la ochi. Uh, haide să începem. Ca să începem cu Windows-ul trebuie să vedem schimbările care se produc da, în timp ce noi le facem. Tocmai de asta o să deschidem acest PC sau mai Computer, cum se numea înainte, uh, și o să vedem imediat cum se uh, schimbă setările în timp real. O să deschidem și Google Chrome, da? Îl lăsăm și pe ăsta aici. Hai să facem asta mai mică, că nu ne trebuie atât de mare, da? O să facem și cromul ăsta mai micuț un pic. <coughs> Haideți să începem. Uh, trebuie să mergem în personalizare. În setările Windows de personalizare. Aveți două căi să ajungeți acolo. Fie dați click dreapta și apăsați personalizare pe desktop. Fie mergeți în setări. Mergeți aici în extremitatea dreaptă a taskbar-ului, Toate setările și aici la personalizare. Cum ajungem la personalizare? O să vedeți că avem aici fundalul, da, mergem pe culori. Aici la culor, o să vedeți că sunt setate uh, într-un anumit fel, particularizate în funcție de temele din Windows. Sunt aici temele, da, puteți să alegeți câteva teme, dar nu vom vorbi azi despre teme, vom vorbi despre customizarea noastră. O să o facem acum și în, modul, uh, în momentul ăsta alegeți modul Windows Simplicit. Este modul întunecat, dar după cum vedem, ferestrele astea nu sunt întunecate, da, este întunecat doar meniul Star și tasbarul. Dacă îl facem luminos, o să vedem că se luminează, dar nu mai întunecat. Haideți să-l facem la loc întunecat și ca să alegem setarea întunecată și pentru ferestrele astea, și pentru crom și pentru toate, mergeți aici pe alegeți modul implicit al aplicației. da? și alegem modul întunecat. O să vedem că se schimbă toate aici, o să fie toate întunecate cu excepția paginilor de pe Chrome. Deci pagina de bază, browserul se fac negre toate, dar când mergem pe alt site, de exemplu pe YouTube, să zicem, nu o să fie negru. O să vă arăt imediat și cum îl facem pe la negru. Dar înainte de toate avem aici efectul transparență. Voi probabil o să l-aveți activat și efectul de transparență ne face ferestrele partea asta de aici o să ne o facă transparentă, da? Vedeți că este transparentă la taskbar, o să fie transparent și aici, da? și puteți să alegeți accentul de culoare. Aici puteți să alegeți accentul de culoare automat sau manual. Eu aș prefera manual. În momentul ăsta vedeți că accentul de culoare este pe albastru. Textul ăsta de aici albastru, cercul ăsta de aici albastru de la căsuțe. Da? Puteți să alegeți, de exemplu, galben. Dacă se galben, o să vedeți că se schimbă. Se schimbă culoarea la butoane, la cerculețul ăsta, la text și așa mai departe. Puteți să vă faceți și voi o culoare personalizată. Mergeți aici și vă faceți o culoare, uite, verde ăsta, de exemplu, gata. Și mi-am făcut culoarea mea personalizată și acum toate sunt un verde de ăsta urât, da? da? e prea urât, bineînțeles că nu o să las, o să setez un albastru ceva mai, mai închis, așa, albastru marin. Și observați că este foarte odignitor. Mergem mai departe acum. O să vedeți că în partea de jos, meniul arată așa acum, are transparență. Dacă vreți să nu mai aibă transparență, puteți să debifați asta. Și va dispărea transparența și de pe meniul star și de pe Taskbar. Vedeți că totul este negru aici. Acum, mai aveți două setări. Puteți să alegeți accentul de culoare pe bara asta, deci bara asta, meniul star și tasbarul să aibă cu culoarea pe care a setat-o. De exemplu, albastru ăsta, dacă setați așa, o să vedeți că se fac așa. Dacă setăm și în chenare și aplicații, bifăm așa și o să vedem că în partea de sus este albastru, chiar și cromul ăsta e albastru, dar mie nu-mi place așa, așa că să debifez, da? Acum... O să observați că totul este negru, cu excepția unor pagini. De exemplu, dacă mergem aici pe YouTube, da? Mergem pe YouTube. O să vedeți că totul este alb și asta nu ne place, nu ne convine. Tocmai de asta o să forțăm browserul să facă toate paginile negre. Pentru că asta probabil vrei când intrați în altă pagină. Adică degeaba deschizi browserul și te uiți la pagina de bază. Și pentru asta scrie în Chrome două puncte, două sleșuri, flags. V am mai arătat eu setările astea. Odată ce ajungeți aici la flags, scrieți aici sus dark, e simplu, da? Dar K, da? Și dați enter. Și o să găsiți câteva setări. Prima setare, force dark mode for web content. Mergeți aici și dați enable și relansați browserul, da? O să vedeți că browserul avea Haideți să dau relaunch. Se relansează și dacă merg înapoi pe YouTube o să vedeți că acum e negru, da, nu mai e alb, ceea ce este exact ce vrea toată lumea. Bine, o să vedeți că mai sunt chestii ciudate pe unele site-uri, o se vadă un pic urâțel, așa că nu sunt pregătite să se vadă bine cu toate setările de culoare. Chiar și thumbnail-ul aici la videotorial.ro, la logo-ul ăla, e un pic ciudățel, dar merge, e ok și funcționează, am făcut totul Întunecat Acum browserul Edge în momentul în care o să-l deschidem, O să vedeți că este deschis la culoare Da, Alb, el nu ia setările Mă rog, nu știu de ce nu le ia Ar fi trebuit să le ia Ca să îl face și pe ăsta negru mergeți aici Pe setări și în setări la alege o temă, în loc de luminos puneți întunecat. Dar o să fie setarea doar pentru chenarele astea și pentru meniu și așa mai departe. Nu o să fie pentru alte pagini în care mergeți. Da? De exemplu, merge pe știri. Asta o să vedem că pagina e în continuare albă. Dacă iau de aici copiere și pun în crom, o să vedeți că este negru. Da? Deci asta e altă diferență. Da? continuăm pe site și vedeți că este de culoarea neagră site-ul, cromul l-a forțat să se facă negru. Asta am vrut și asta până la urmă am avut. Cam asta este pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!